vreau să vă prezint un subiect care a ținut prima pagina ziarelor, pentru că din geniu a ajuns gunoier. Este vorba despre un fost profesor de matematică din Cluj, un tânăr căruia în urmă cu 30 de ani mulții prevedeau un viitor strălucit în știința, în știință ori în cercetare. Ei bine, omul ăsta a ajuns acum să trăiască din ceea ce aruncă alții la ghiena de gunoi. Culmea, bărbatul nu doar că nu își plânge de milă, dar este chiar mulțumit așa. Spune că face 1000 de euro pe lună din deșeuri și își permite chiar și 3 vacanțe pe an, ceea ce dintr-un salariu de profesor nu și-ar fi permis în veci. Priviți această poveste a geniului din Cluj. De la aia anumită școală se dedubla la de gunoi. Și nu e un lucru simplu. Nu visez, știi nimic, la nimic. Pentru că n-am grijă să le de mâine. Mă pot duce în fiecare an de trei ori pe an în vacanță. Oamenilor îți lacom și le plac banii, dar muncă puțină și bani mulți, asta nu se poate. E murdar și neîngrijit, dar spre deosebire de alte persoane fără adăpost, omul din imagini are un acoperiș deasupra capului. A moștenit un apartament într-o casă veche din centrul orașului Cluj-Napoca și poate fi văzut zilnic pe străzi. Caută în gunoaie și adună cartoane, sticle de plastic și deșeuri metalice pe care le transportă cu un cărucior și le valorifică la un centru de reciclare. Viața lui n-a fost întotdeauna așa. Acum 30 de ani, Horațiu Domuța intra cu 10 la Politehnica din Cluj-Napoca și avea în față un viitor promițător. A absolvit facultatea și chiar a ajuns profesor de matematică. Astăzi, vremurile în care era un cadru didactic sunt îndepărtate și, oricât de surprinzător ar părea, bărbatul nu doar că pare resemnat, ci chiar satisfăcut de calea pe care a ales-o. Până să începeți să adunați cartoane, ce făceați? Cu ce vă ocupați? Doar cu meditații? Da, am mai făcut meditații, am mai lucrat o perioadă după Revoluție și pe la cămine, portar, că nu unde să mă fi dus, că după Revoluție nu s-o mai are parte. Nu spunea că dacă ai carte, ai parte. Deci atunci o deveni proverbul ăla, dacă ai carte, nu înseamnă că ai parte. Multă lume zice că am ales o cale greșită, dar asta e problema lor să o judece. Cum o judecă, eu nu... Dar dumneavoastră ce credeți? Că e bună sau din potrivă? Din toate punctele de vedere. Că oricum, a merg... Cele mai mari, să zicem, calități ale vieții așa cum o duceți dumneavoastră. Cele mai mari calități. Să n-ai grijă de nimeni, să nu-ți pese. N-am nicio grijă, mă pot duce în fiecare an de trei ori pe an în vacanță. Ce e grijă? De trei ori pe an vă duceți în vacanță? Unde vă duceți în vacanță? La mare, la munte. Cam cât câștigați așa din lunar, să zicem? Lunar. Fără efort mult, înainte cu efort mai puțin câștigam 1000. Acum e mai un pic mai greu că totuși nu mai este atâta fier, s-au închis fabricile, știm de unde a ajuns fabricile, cine a luat banii, dar la vremurile, acum cel puțin 10 ani, foarte ușor. Deci 1000 de euro foarte ușor. Foarte, foarte ușor. Acum poți, dar e mai mult de el. Totuși... Așa cum vă permiteți să vă duceți într-o vacanță? A, sigur, ne permitem. 1000 de euro fără prea mari bătăi de cap din reciclarea gunoaielor. Este o sumă importantă la care un dascăl de azi poate doar visa. Fostul profesor de matematică își amintește că făcea bani frumoși și pe vremea studenției. Dădea meditații și câștiga câteva mii de lei lunar. Dacă îl întrebi însă cum de a ajuns să arate ca un cerșetor, răspunsul său este uimitor. Pare că a fost o alegere asumată, pragmatică, luată pe baza unor calcule matematice numai de el știute. Așa cum își calculează și acum gunoaiele pe care le încarcă în căruțul de care este nedespărțit. Vreau să-mi spuneți cam ce greutate puteți să puneți pe căruțul ăsta, că ăsta e un frigider, văd. Da, ăsta e un frigider la care se aplică legea echilibrului. Deci dacă vreau să pun 3 saci, nu stau 3 saci. Și pun atunci unul în față, unul pe el și unul în spate. Și atunci să țin sigură și nu mai trebuie legată. Ce mai aveți aici acum? Aici sunt tot felul de gunoaie, că dacă l-aș lăsa curat căruțul, să știu că cred că aș rămâne fără el. Și dacă lasă așa cu mizerie, atunci nu-i prea interesată lumea de el. Nu pot să crede, ci aveți o strategie. Îl lăsați murdar ca să nu se atingă lumea de el. Și de ce las murdar? Las murdar că sunt unii care au căruți.
și le-au ținut curate și când eu fost la mai drag, au rămas fără căruț. Cât a scărat cel mai mult cu cel el, ca kilograme, ca și kilograme? Mult hârtie, 500 de kg. Jumătate de tonă? O jumătate de tonă, da. Și nu vă e greu să-l trageți într-una? Nu e greu, dar dacă ești învățat, e foarte simplu. Greu e când nu ești învățat. Deci dacă știi să le pui centrat, așa se numește compolul centrat, adică dacă pui 150 de kg în față, 170 pe mijloc și restul în spate, stă centrat și merge foarte ușor. Dumneavoastră aveți prieteni între oamenii străzi? Da, chiar pe toți. Toți? Da, că vin să-mi ceară o țigară, vin să mai îmi ceară, dăm un leu. Și eu chiar sunt prieten cu ei, că-s oameni necăjiți. Dumneavoastră ați avut vreodată patima asta a băuturii? Nu, niciodată. Niciodată? Niciodată, pentru că maica mi-a fost alcoolistă, trei frați de-a lui maica mi-a alcoolist. Am mai avut și o altă mătușă din partea lui taică în care a avut ceva probleme. E o boală gravă. Da, și știți de ce e o boală gravă? Și de asta v-ați ferit? Da, și m-am ferit. Și vremurile astea turbate, să știți că așa îi duce pe oameni. Depresie, intră în depresie. Și se apucă de... ați trăit vreodată depresia pe propria piele? Pe propria piele, știi când am trăit? Nu a fost ușor să crezi că de la aia anumită școală să te duc la lada de gunoi. Și nu e un lucru simplu. Nu e un lucru simplu, dar nici nu ți se oferă nimica. Dacă cuiva spun, de exemplu, că știu carte, e egal cu zero, nu înseamnă nimic. Horațiu Domuța pare totuși un om înfrânt, dezamăgit crunt de sistemul de învățământ în care, din motive încă neclare, n-a reușit să se integreze pe deplin, bărbatul repetă parcă obsesiv că școala nu îți asigură o viață liniștită. E mândru că a fost unul dintre cei mai buni studenți și că i-a ajutat și pe alții să înțeleagă tainele matematicii, dar încearcă să dea impresia că e mulțumit cu viața fără griji de azi. Domnișoară, eu m-am mai ocupat de școală. Și am avut foarte mulți elevi și școală și m-am ocupat. Eu am mai predat așa pe la o școală ca suplinitor. Dar mai mult am făcut ore acasă, cu elevi. Meditații. Meditații, într-o tracere liberă. Și totuși, la vremurile alea, cel puțin înainte de Revoluție, a te ocupa de școală nu era ușor. Și atunci, să știi, nu pentru oricine era foarte ușor. Ce 86? Stai, da, 84. 83. Când ne-am fost deja pe clasa 11, găseam noi ăștia așa copii de clasa 8-a, 7-a, să le mai arăt câte o problemă. Așa, de la arătându-le o problemă una alta, au început să prindă și ei gustul să le placă școala. Și să știi că și școala, știi ce s-a întâmplat la vremurile alea? N-ai trăit vremurile alea. Mie e trist că nu le-ai trăit, că știi de ce? Și atunci, dacă n-aveai cineva să te ajute și să-ți imprime spiritul să-ți placă, era foarte complicată școala. Ce facultate ați terminat dumneavoastră? Eu am terminat Politehnică și de ISE m-am lăsat. Deci totuși, la viața mea, la capitolul meu școală, 16 piese, l-am explicat multor. Totuși, dacă am dat două admiteri, cam îmi pot da, cam în măsură să-mi dau să cum stăm cu școli, la capitolul admiteri. Am înțeles că ați intrat cu 10, e adevărat? La prima probă, atunci în 85, la prima probă am luat 10.00 și să știi că nu era ușor să iei 10.00. Mintea lui Horațiu Domuța funcționează după niște algoritmi pe care doar el îi înțelege. Chiar dacă azi e practic un gunoier și au trecut 30 de ani de atunci, bărbatul își amintește cu exactitate problema care i-a dat șansa să arate că este cel mai bun la matematică. Limita din x tinde la 0, x mai mare ca 0, din 1 pe x pătrat minus cotangentă pătrată de x. Și a fost o limită grea, că nu a fost grea. Că trebuie să știi odată să transforme o nedeterminare din infinit minus infinit 0 pe 0, să aplici odată regula lui L'Hôpital și după aceea cel mai greu lucru a fost să știi să dai factor comun forțat x sin de x cos de x. Dar vă aduceți aminte foarte clar. Dar este o problemă care rămâne o adevărată istorie. Și atunci, după ce făceai aia ce ți-am spus, rămânea egal, rămânea după ce înlocuiai, că la limită se înlocuiește 4 pe 6 egal 2 pe 3. Ați fost mândru de realizarea dumneavoastră atunci? Cea mai mare realizare. Cea mai mare realizare, că mulți români și atunci și care au dat admitere visau atunci la o probă să iei 10.00, dar nu putea, ei erau foarte puțin. Sunt foarte mulți oameni care pot să fii prieteni, știi, cu foarte mulți. Dar știi până când poți să fii prieteni? Până când începe în subiectul anumit carte. Și aici sunt o serie de patroni care, eu nu spun că nu știu sau poate îl învăța carte, dar prieteniile și astea se numesc așa, salut, la revedere, mai venind după cartoane și cam atât.
Fostul matematician adună gunoaie reciclabile de 20 de ani. Își amintește că în 1996 câștiga 50.000 de lei pe zi în condițiile în care un salariu mediu era de 200.000 de lei pe lună. Îi place să vorbească despre banii pe care îi face, dar evită să spună clar ce l-a adus aici. Unii spun că niște probleme în familie l-ar fi făcut să decadă în asemenea hal. Alții cred că geniul său matematic l-ar fi făcut să-și piardă mințile. Asta nu aveați familie, nu aveați copii. Eu am un copil, am fost cu una căsătorită cu o femeie, dar ne-am despărțit și am avut mari probleme. Și când spui cuvântul familie, îmi produce o mare tristețe. Deci familie, nu știu ce înțelegi tu prin familie. Nu știu, pentru tine poate tot, la mine nu. La mine și cam gândeam, salut, la revedere. Nu ne ce atât de puțin? Nu ne ajută, nu ne evităm că poate așa e mai bine. Ați decis de comun acord să vă despărțiți? Nu, ea a fost de să ne despărțim. Păi noi așa ne-am gândit, și ea era mai în vârstă ca mine. Cu cât? Cu 13 ani. Cât ați fost împreună? Cât ați fost căsătorit? Un an de zile. Un an atât? Da. Băiatul dumneavoastră unde? Băiatul stă cu maică sa. Câți ani are? 20 de ani. Daniel, n-a fost tot o realizare pentru dumneavoastră? Ba da, dar învăța prost de maică sa și... Nu știu, seamănă cu maică-sa și maică-sa, niște tutori de carte. El, copilul cum e? Că de obicei știi cum zic, că ce-ți băie seamănă cu mame. Deci identic, e un exemplu identic. Totuși, pentru un bărbat să aibă un fecior e mare mândrie. Da. Că și pentru dumneavoastră a fost. Da, atunci a fost, da, acum nu mai. Și după ce i-a mai ajutat și n-am prea vrut să ne mai vedem, că știi ce, e rău când te lauzi că ai neamuri și de fapt sunt oameni, să nu spun mai departe, oameni care dai impresia că sunt cineva și când te uiți la ei, stai de vorbă cu ei, sunt cu totul altceva. Nu mi-a spus care a fost exact momentul în care v-ați hotărât să trăiți din adunat peturi și cartoane. Știți care a fost momentul? În 96 ne-am apucat. Servus. Înainte sau după divorț? Deja am despărțit, nici nu mai stăteam cu ea. Eu cu ea m-am despărțit 96. Păi după ce m-am despărțit de ea. Ba, după, cam prin octombrie, nu mai știu, septembrie 96. Și a fost o decizie foarte grea. Dumneavoastră, acum, dacă... V-ați prezenta. Cum v-ați caracteriza? Eu sunt Horațiu și, mai departe, continuați dumneavoastră. Sunteți un om bun, dimpotrivă. Sunteți un om milos, dimpotrivă. Sunteți social. Auzi, în societatea de astăzi și în vremurile astea, asta cu mila e un lucru foarte grav. Grav. Chit că să știi că și la mine vin foarte mulți boschetari și vor să-i mai ajut să-i dau o țigară, să-i mai dau un leu. Domnișoară, oamenilor îți lacom și le plac banii mulți, dar muncă puțină și bani mulți, asta nu se poate. Dumneavoastră mai aveți dorințe acum? Mai simțiți nevoia să visați? Nu, și nu visez. Știi? Nimic. La nimic? La nimic, pentru că n-am grijă să le iei de mâine și nu am probleme